stimați colegi. Astăzi voi începe ședința cu o poveste. A fost odată ca niciodată, că dacă nu ar fi, nu s-ar povesti, un balaur care zbura, frate, peste mări și țări. Foarte de mult. Zbura deasupra pădurilor, câmpiilor, munților. Acest balaur mare, roșu, înfricoșător, care scotea foc și pară din nări, pe urechi, pe gură, și nu numai că scotea flăcări, ci mai striga înfricoșător: "Hei, blea! Hei, blea!" Clar? Nu clar. Ședința se anunță în deliberare. Sunt Sergiu Voloc. Și după cum v-ați dat seama, astăzi vom vorbi despre blea. Există multe teorii a originii cuvântului blea. Blea ar fi fost un cuvânt absolut normal în limba rusă, până când nu a fost poreclit un țar cu acest cuvânt. Blea. De atunci blea a devenit clandestin. Tot ce este interzis are succes. Așa e și cu blea. Altă versiune. Blea provine de la bled în rus. Cum ar fi bici în engleză sau cățea în română. Sucă blea. Da, tot normal. Oricum, blea este folosit în tot spațiul ex-sovietic. Ține de argoul sovietic. E un fel de deci în vorbirea de zi cu zi. Pot spune, mă trezesc deci și beau o cafea deci. Sau pot spune, mă trezesc blea și beau o cafea blea. A ajuns de pe stradă în casele noastre, a ajuns foarte departe, până în Parlament. Dar aici, într-adevăr, partea conceptuală e determinată. A intrat și în cinema. Blă, că am greit să mă îmblă spijă. Уцелевшие участники этих событий, вспоминая, как-то одинаково покачивают головой и произносят только... Și nu doar în Moldova, chiar peste tot. Piekrītat, da, jūs vidzat domā, ka tiešām ir uz dienu sevi redzmogurs. Tas ir p***ēt šitā pateikt, b***ēt. Ka ir be bija b***ēt šitā nite Stanleya kapā, jā? Ukrainski Vilni, ekonomiko pravniči institūt. S***ka b***ēt sa jūo. Toi b***ēt. Să vedem cum reacționează oamenii la cuvântul b***. Stradă. Dar și întrebam, cum vă se pare situația din țara asta? E dezastruoasă. Sărășii, corupție și mafie. Iată de o lună de zile nu lucrează bancomat. Normală. Da? Da, e normală. Fiecare își face interesul lui. Ia, oaia. Cum vă se pare... Da? Și așa e. Spune și tu două cuvinte despre tătă b***ul ăsta. B***ul ăsta, că te spornește de sus. Какая? Нормальная политика. А b***ul? Большое. Eu uite, Marian Lupu s-a nervat odată în Parlament și a zis b***ul. Și folos. A zis b***ul. Să punem în dicționar cuvântul ăsta. Spune, cum zici. Nu fășiețe din țânțari harmasari. Lasă să zic și cuvinte n-ar zice. N-am auzit. De cum înseamnă de svei slava atriceați? Nu știu, că eu sunt abia venit. Abia venit. Ce facem cu dicționarul ăsta nostru? Mai băgăm câte un dicționar cu atât? Mai decât. Fără dăm să... Nu sunt încleie vorba, știi? Nu sunt încleie. E cum de legătură și n-ai treabă. Cred că e în limba română, Ia la intate limbile.
сохраняя нейтралитет. Решил меня подъебать. Мы должны употреблять это слово каждый день. Но она уже надоела людям. Не пользуйся с блядь, призы. Йос я дукат нормал. Что йос я дукат нормал? Да я кашни несу на телефону, блядь. Лена. Фим, блядь. Ну, Фим, блядь, смеш. Фофтин. Да, блядь. Бля, патрун с нартом. Бля, есть в поэзии, бля, есть в романе, в фильме. Антот, это я раскутам трупа Ленинград, шнумарам, бля, ледокол. Молти моя, бля. Шмайлеск Ленинград скрии музыка пентру интеллектуал. La noi e muzică, bă, parcă nu-i prea întâlnit. Dar putem să ne interesăm de la vreun muzician. Este vreun muzician undeva? Bă. O grămadă de piese occidentale și nu numai metal călăuit. Undeva îți zici tot, știi? Dar sunt pline de fact și toate, practic. Numai decât undeva. Nu, Help Me Dr. Dick, de exemplu. De ce la noi textele sunt așa de cuminți în piesă? Cum îți explici? Mergi vorba de libertate. Cei din Occident au libertatea de exprimare de zeci de ani, sute aproape. Noi o avem acum 22, sunt și acum pe, la televizor. Americanii înainte spuneau, fac vreo 100 de ani în urmă, în piesă. Eu cred că da. Dar nu cred, nu în piesele... Eu Louis Armstrong, că what the fuck is or... Eu, mereu a existat muzica mainstream, care e pentru masele largi, și muzica mai underground, care e pentru un chat mai îngust. Dar la ce ar folosi să te exprimi așa? Poate că așa ești mai bine. Te întâlnești o băbuță și spune, măi, Radu, măi, eu te-am auzit cum cânti tu în piesă așa, Doamne, ferești prăpănirea pământului. Eu cred că băbuță s-aș sperea în primul rând de muzică, nu numai de text, dar... Eu știu despre ce muzică vorbesc. Bun, deci, cred că, adică... Se folosește la dânsul mai mult încă un motiv, fiindcă e, nu știu, așa îți exprimi mai bine emoțiile. Dar, b***, a devenit deja artă, uite, că nu se folosește numai în, la ruși. A. Se folosește și păi, la noi. Cam în toate republicile ex-sovietice, se folosește. Am înțeles. Cum îți pare dacă introdus termenul b***, și în dicționarul limbii române, normal? Poate și-ar găsi loc, ca, nu știu... cuvânt de legătură, ca interjecție, un regionalism, zicem așa. Republica Moldova e un regionalism. Republica Moldova e o regiune. Bun, b***. Ține-o tot așa, b***. Bun, b***. Uite așa, oameni buni, în fiecare zi folosim cuvinte și nu ne dăm seama de complexitatea lor. V-ați prins cât de complex poate fi un cuvânt folosit de toată planeta de milioane de ori? Liniște! Blea! 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 Și mai filmez încă? Gata, blea! A! Sunt Sergiu Volog, blea! Hai noroc!